Ne aflăm în fața unei partide de play-out importantă ca toate celelalte și sigur că am avut două săptămâni la dispoziție să pregătim acest joc. Sper ca jucătorii care au fost acasă și am avut la dispoziție să fie înțeles foarte bine momentul și sper, pentru că au fost două săptămâni bune, cu concentrare, cu implicare. Ne dorim, bineînțeles, să fim învățați din greșelile trecutului, de la ultima partidă de la Botoșani, pe care și în momentul de față consider că nu trebuia să o pierdem, dar cum fotbalul te pedepsește atunci când ești mai puțin atent sau concentrat, s-a întâmplat invers de cum era normal, pentru că eu cred că am avut jocul la dispoziție, am dominat jocul, ne-am impus în foarte multe momente. Au fost câteva nesincronizări care, până la urmă, fac diferența dacă nu ești atent. Dacă aveți întrebări. Ce pot eu să-mi spun că îmi doresc? Îmi doresc, ca de fiecare dată, un arbitraj echidistant. Sper ca să avem parte de un asemenea arbitraj, pentru că în ultima perioadă au fost tot felul de probleme. Sper ca de data asta să nu mai fie cazul. Este și un meci între două combatante din Moldova. Știm că există ambiții personale, mai ales că se joacă pe o miză importantă, respectiv punctele importante pentru toată lumea pentru a rămâne în prima ligă și de-aia mi-aș dori ca să nu fie cazul să se facă diferența în altă parte decât pe terenul de joc între cele două combatante. Eu atât am avut vis-a-vis de joc. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. O să vedem, v-am spus, băieții s-au antrenat bine, ne-au lipsit patru jucători, ceea ce nu e puțin lucru, am avut doi convocați la echipa națională de tineret, doi la echipe naționale din străinătate, ei nu au participat, dar toți ceilalți au fost conectați, implicați, deci au fost două săptămâni bune pentru noi. Aici nu e vorba de spar gheața, da, probabil că n-am mai câștigat de mult timp, am avut multe jocuri la dispoziție, am condus, din păcate, la final, am clacat, ne dorim, de asta ne pregătim, pentru asta ne prezentăm la jocuri, să câștigăm. Sigur, nu este un campionat facil, nu e un campionat ușor, dar de asta ne pregătim ca să câștigăm jocurile. Primul prilej este la următorul meci. E un meci care naște foarte multe pasiuni, orgolii aici în Moldova. De regulă astfel de meciuri parcă se trăiesc altfel și în teren și în vestiar. Da, sigur, nu știu cât de... Induce starea asta de... În momentul de față e un meci foarte important pentru zona inferioară a clasamentului, asta e clar. Nu e derby în niciun caz, pentru că derby-urile sunt la partea de sus a clasamentului. De regional. Dar nici măcar nu poate fi numit derby de regional, pentru că v-am spus, derby-urile sunt în partea de sus a campionatului. Când joci la retrogradare, e mai puțin folosit această sintagmă. Nu, e un meci important, știm că există ambiții între Iași și Botoșani. Întâmplare sau nu face că am fost și pe banca Botoșanului împotriva Iașului, acum sunt pe banca Iașului împotriva Botoșanului, sunt meciuri importante, dar nu putem spune că sunt derbiuri. Dar, sigur, nasc orgolii, 100%, sunt jucători care au jucat la Botoșani, au jucat la Iași, sunt Iași, au jucat la Iași și acum joacă la Botoșani, așa că știm cu toții că există ambiție și e normal să fie așa la fotbal. Nu cred că se tratează cu... Tot trei puncte sunt puse în joc. Nu cred că se tratează altfel. Dar în momentul de față, noi suntem obligați, după prima partidă pierdută la Galați, să tratăm orice joc, nu doar cel de la Botoșani, cu maximă seriozitate. Orice punct înseamnă liniște. Din momentul de față, sigur, cu atât mai mult dacă reușești să câștigi. Victoriile îți aduc liniște, îți aduc, siguranță că lucrurile funcționează, îți aduc atmosferă bună în cadrul lotului, deci sunt foarte importante punctele.
Băieții care au venit. Băieții care au venit, sigur, au acuzat oboseală, pentru că, sigur, astea sunt probleme care trebuie rezolvate și în cadrul clubului nostru, dar și de cei care folosesc echipele naționale, pentru că ar trebui să încerce să-i disponibilizeze cât mai repede după acțiune și, în plus, să le pună condiții optime de a se deplasa înapoi la cluburi, pentru că cluburile sunt cele care îi plătesc. Au ajuns unii foarte târziu azi noapte. Cred că se puteau găsi metode să ajungă mai repede la echipă. Mă refer la jucătorii de la echipa națională de tineret ai noștri, Ștefanovici și cu Luca Mihai. Au ajuns foarte târziu, au stat vreo 12 ore în București. Cred că se putea găsi alte metode. Aici probabil și o culpa noastră ca și club, trebuie să fim mai atenți la că se va mai întâmpla în viitor, pentru că cred că putem găsi soluții mai bune de a recupera după, sau de a regenera după jocuri. Cei care sunt din străinătate, la fel. Todorovski a avut meci luni seara, s-a prezentat la echipă abia luni, cu o stare avansată de oboseală, nu s-a prezentat abia miercuri și nu s-a putut antrena nici măcar ziua de miercuri cu echipa, ceea ce e destul de neplăcut. E un convenient care va trebui pe viitor să-l avem în vedere și la nivel de club să facem toate demersurile ca jucătorii, după ce termină acțiunile, să vină cât mai repede la echipă, pentru că și așa lipsesc destul de mult și clar, sunt jucători de național și sunt important pentru echipă. Dar, am spus, cei care au fost aici și probabil că pe ei ne vom baza foarte mult, s-au antrenat foarte bine, 2 săptămâni bune, băieții ok, și ca implicare, și ca atmosferă. Sigur, important de ce facem la joc. Degeaba suntem bine în timpul săptămânii dacă la joc nu arătăm. Ispas și-a revenit complet. Buena, din păcate pentru noi, am avut un joc amical și la jocul ăla amical ar fi trebuit să fie amical, dar n-a fost de amical, că a fost de pregătire și a suferit o contuzie foarte și să vedem. Noroc că n-a fost vorba de o fractură, dar e o contuzie foarte și astăzi s-a antrenat separat. Dar e bine că s-a putut antrena măcar și separat. Sperăm să mâine să fie la antrenament cu echipa. Dacă nu, sunt jucători, v-am spus, de aia sunt 20 și ceva de jucători în lot. În urmă joacă doar 10. Trebuie să ai 10 buni care joacă de la început până la sfârșit foarte bine. Așa era pe vremuri. 10 și mai intrau 2-3 maxim. Suntem încrezători în forțele noastre, sunt încrezători în băieții mei, pentru că îi văd, muncesc la antrenamente. Sigur că există o diferență între cum suntem la antrenament și cum suntem la joc și la asta lucrăm în permanență, pentru a fi mai curajoși, mai, determinați, să avem mai multă personalitate. Asta sunt lucruri care diferă de la joc la antrenament, de la antrenament la joc. Dar în rest, sunt mulțumit de jucătorii care am la dispoziție și de modul cum ei răspund. Cum? Sigur, la joc, și adversarul se pregătește. Sunt foarte multe lucruri, ține foarte mult de mental. Cam asta ar fi.